Oracol de VIP cu Ioana Goia. Nume și prenume? Dediu Dan. Profesie? Compozitor. Vârstă? 44 de ani. Stare civilă? Căsătorit. Copii? Un băiat. Pasiuni? Muzica. Destinația de vis? Îmi place să mă duc cu familia în multe locuri. Dacă aș da o destinație geografică unde m-am simțit foarte bine, Irlanda. Mi-a plăcut că seamănă cu România, deși este cu totul altfel. Aveți un scriitor favorit? Gabriel García Márquez. Yo soy simplemente un observador de la realidad nuestra, una realidad para la cual tengo una sensibilidad especial. O carte preferată? Am multe cărți preferate, dar cred că Nemurirea de Kundera. Immortality! Take it! It's yours! Aveți un film preferat? Mi-e greu să aleg. E la nave va, de Fellini. Ancora due parole prima di concludere. Volevo dirvi che molte delle persone che avete conosciuto si sono salvate. Un actor? Români, Beligan. Draga mea, dragă, ascult vântul, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Radu. Străini, De Niro. I'm a dead man and that's the way it is, and if you don't understand that, you don't understand me, you don't understand the life I live and you don't understand me. Compozitorul preferat? Mozart. Lucrarea favorită? Sinfonia nouă de Mahler. Ce muzică ascultați? De toate. Mie îmi place muzica în general. Ascult de la jazz. La simfonic. De la reclame. Până la muzică electronică. Asta e profesia mea și pasiunea mea. Care este cel mai frumos proiect realizat? În afară de copilul meu, am multe proiecte care sunt realizate. Le-am pierdut și rup. Dacă n-ați fi fost muzician, ce credeți că ați fi fost? Matematician. 1 pe x pătrat aparține lui 0 pi. O amintire frumoasă? Cred că anii de liceu. Făișări! Cu cât trece vremea, cu atât îmi revin multe amintiri pe care atunci vreau să le uit, dar care se transformă. Cu timpul cam toate devin frumoase, așa că nu aș ști de unde să încep, să aleg. Cum v-ați descrie mai puțin de 10 cuvinte? M-aș descrie ca un om care crede în ceea ce face și perseverează.